Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Business. În această seară vom discuta despre piața imobiliară, despre dezvoltatori imobiliari, despre care sunt trendurile în piață. Avem alături de noi doi invitați, cărora le spunem bună seara, domnul Inel Alexandru, care este un dezvoltator imobiliar aici în Ploiești. Bună seara și bine v-am găsit! Bine ați venit la emisiunea noastră! Și domnul Cristian Gheorghe, care vine din Capitală. Îi spunem bună seara și bun venit la noi. Bine v-am găsit. Un expert imobiliar. Am văzut că este pregătit și cu foarte multe date statistice. Suntem curioși să le aflăm, să vedem care sunt trendurile în piață, dacă după acea bulă din 2008, când prețurile o luaseră razna spre bucuria unor dezvoltatori de atunci, acum lucrurile nu stau chiar atât de bine precum acum mulți ani. Haideți să vedem, în primul rând, să începem cu oaspeții, nu? Așa ar fi frumos. Sigur. Nu vreau să vă întreb cum a fost drumul din Capitală până aici. A fost lejer. A fost ok. Da. Se mai construiește? Exista la un moment dat o legendă că dacă ar continua dezvoltarea aceea imobiliară, Ploieștiul cu Bucureștiul s-ar fi unit într-o oarecare măsură. Subscrieți la această idee? Subscriu. Da, urmează să se construiască și în acea zonă. Am văzut destul de multe locuințe în afara Bucureștiului, spre Ploiești, atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă. A fost puțin aglomerat până la Corbeanca, să spun așa, pe DN-ul, dar în rest a fost ok ca și drum. Mi-a luat undeva la 40 de minute. E în regulă. Care sunt trendurile în piață? Haideți să începem așa abrupt. Deși... Să începem abrupt. Bun. Și după aceea o să ne spuneți de unde pasiunea dumneavoastră pentru imobiliare, pentru că a deveni expert în imobiliare înseamnă să cunoști foarte bine piața și să știi exact despre ceea ce este vorba. În momentul de față vă pot spune așa că noul trend în Capitală este mai mult axat pe proiectele boutique, proiectele de mici dimensiuni, fiind formate din subsol, parter, 2-3 etaje plus mansardă. Acesta este noul trend cu care au venit mai mulți dezvoltatori imobiliari prezenți la târgurile din Capitală. Acum, la începutul primăverii, sunt câteva târguri imobiliare, iar acum s-a constatat că acesta este noul trend. Evident că au venit și dezvoltatori cu proiecte mai ample, cu sute de apartamente și cu diferite facilități. Spre exemplu, ca să vă dau așa un nou trend, ceva nou pe piață, a venit un ansamblu nou rezidențial, iar dezvoltatorul oferă pentru fiecare apartament vândut, pentru fiecare familie, oferă către un cireș. Deci plantează câte un cireș. Au făcut o grădină interioară și fiecare apartament va beneficia de acel cireș. Mi s-a părut o idee destul de interesantă pe zona de București. Bine, este vorba de zona de nord a Capitalei. Este un lucru foarte interesant. Da. Dumneavoastră, da, la ansamblu plantați cireș acolo, cei care vor veni să... Încă n-am început cu plantatul cireșilor, nu? Dar în vecinătatea ansamblului nostru se află cel mai mare parc chiar din țară. Parcul Municipal Vest, 52 de hectare, va fi cel mai mare parc din România construit. Și cu finalizarea am înțeles că 3-4 luni maxim. Păi trebuie că este făcut pe acele fonduri europene, unde da, dacă nu se termină lucrările, da, știm ce ne așteaptă pe toți cei care locuim în Ploiești, nu? Sigur, sigur. Da, deci în vecinătatea noastră se află acel parc, se mai află parcul de la Gara de Vest, care și acel e un parc foarte drăguț, deci verdeață în zonă avem. Acel parc care a fost inaugurat cu ceva vreme în urmă de către o companie petrolieră, nu-i dăm numele. E important că l-a executat. Exact. Pentru locuitorii zonei de vest este foarte bine venit. E un lucru și totuși da, e un lucru îmbucurător și faptul că s-a păstrat în timp. Chiar s-a păstrat, zilele trecute am trecut pe acolo și era pază permanentă, foarte bine arăta. E un lucru foarte, foarte bun. Da. Acum... Am văzut care sunt trendurile, că se plantează cireș, am văzut că da, totul este eco, totul este bio, sau mă rog, așa se dorește a fi. De ce ați decis să investiți în criză? E o întrebare care probabil cu asta trebuia să începem. Da, m-am decis să construiesc în criză. În primul rând, raza municipiului Ploiești nu s-a construit în ultimii ani de ajuns pe cât cere populația. Având o populație de 200 și ceva de mii de locuitori, vreo 250 de mii, din câte știu, chiar era nevoie de construcții noi. Majoritatea construcțiilor din municipiul Ploiești sunt de 40-50 de ani. Înainte de Revoluție, foarte multe construite.
Și atunci chiar era nevoie de un impuls, de a construi nou, ceva nou. Din cauza asta m-am hotărât să construiesc. Chiar era o necesitate pe acest segment. Nu a fost ceva așa contra valului, contra crizei, contra pieței. Într-adevăr, noi a fost foarte greu la început. Primul imobil de 26 de apartamente după strada Sondelor a fost exact în criză construit. A mers mai greu, dar s-au vândut absolut toate. Actualii proprietari sunt foarte mulțumiți și băncile au fost alături de cei care au accesat creditele. Apropo de bănci, nu avem un banchier acum care să ne dea ceva informații, dar cum mai este cu creditele, cu programul Prima Casă? Ce ați putea să ne spuneți din punctul acesta de vedere? În primul rând vreau să spun că programele momentan sunt puțin stopate, ca să spun așa, datorită faptului că este acum legea dării în plată. S-a aprobat, s-au intervenit cu acte normative și este puțin haos, ca să mă exprim așa. Se pare că un prim efect al legii dării în plată va fi un avans mai mare cerut de către banchieri. Adică creditele vor suferi anumite aspriri, ca să spun așa în ghilimele. Adică vor fi, dacă până acum se plătea undeva 5% din valoarea unei locuințe, acum va fi undeva între 30 și 45% din ce m-am informat în ultimul timp. Deci vor fi creșteri destul de mari pentru avans, mai exact la prima casă, la creditele ipotecare și la creditele imobiliare. Pe raza municipiului Ploiești nu și-a intrat în efect această lege. Sunt câteva bănci care își mențin avansul de 5%, băncile cele mai importante din piață. La momentul ăsta se fac rezervări de fonduri pentru luna decembrie, când eu, de exemplu, voi finaliza un al doilea imobil cu 60 de locuințe. Și atunci viitorii clienți nu vor avea nicio problemă. Deci încă, într-adevăr, sunt speculații pe această temă, deoarece această ordonanță sau lege care va fi la final e un pic haotică, dar băncile importante își mențin, să zicem, nivelul de creditare ca și anul trecut. Sigur, cel puțin până în acest moment am văzut și intervenția guvernatorului Muguri Sărescu. O să avem și în emisiune o altă declarație care vizează acest lucru. Până când lucrurile nu vor fi bătute în cuie, ca să spunem așa, și legea să fie efectiv publicată în Monitor Oficial, probabil că lucrurile încă se mai așteaptă. Într-adevăr, a apărut acum o altă latură a celor care vor cumpăra apartamente, și anume cei care ia pentru investiții. Deci vor cumpăra apartamente și le închiriază. Știm faptul că va fi avansul mai mare și foarte mulți dintre tineri nu își vor mai putea achiziționa apartamente. Sunt persoane care achiziționează 2-3 apartamente și le vor închiria. Deci s-a dezvoltat o altă latură, o latură în piață. Pe partea de imobiliare. Dezvoltați puțin subiectul, că e chiar interesant. Da, deci s-a dus vonul că nu... Tinerii nu vor și mai putea achiziționa cu acel 5% și se ajunge la un avans de 30-35%, așa cum spunea domnul. Și a apărut această latură care vor achiziționa pentru investiții. Dacă ne gândim că o rată la bancă, la un apartament de 60 de metri, 70 de metri, ajunge un 300 de euro, pe același ce preț, timp? Un 20 de ani. Pe un 20 de ani, 20-25 de ani, o rată ajunge la un 300, maxim 320 de euro. Cei care au achiziționat aceste apartamente pentru a le închiria, cam tot acolo e dobânda. Deci sigur, va fi dobânda cât închiriatul. Sigur, aici sunt avantajați cei care rămân și proprietari, pentru că cei care închiriază, da, e o problemă. Nu vor avea, nu au nici bunul în proprietate. Dar, mă repet, sunt câteva bănci importante care nu și-au schimbat condițiile de creditare. A rămas pe același avans de 5%. Și noi, în acest moment, facem aceste antecontracte cu persoanele care se încadrează în programul Prima Casă, își fac rezervare de fond și noi, când am predat apartamentele intabulate, proces verbal cu absolut totul, vor primi fondurile necesare, achitări. Vreți să adăugați ceva la subiectul acesta? Da, vreau să spun vis-a-vis de partea asta cu închirierea apartamentului.
Acum, în afară de proiectele astea tip butic, de care spuneam mai devreme, mai este tot așa o nouă tendință, se cumpără apartamente off-plan, adică ele se cumpără pe bază de proiect. Avantajul care este, un investitor când cumpără într-un anumit imobil 2-3 apartamente, are anumite discounturi. Spre exemplu, un apartament poate avea un discount între 15 și 20 sau 25%, dacă nu mă înșel, din ce am mai discutat cu alți dezvoltatori. Deci dacă el se cumpără, se achiziționează la nivelul de proiect, adică pur și simplu, domnule, uitați, avem autorizația, va fi livrat în septembrie 2016, dau exemplu, acest bloc, un investitor vine și cumpără 4 apartamente și beneficiază de acel, de acel discount. Într-adevăr, același stil avem și noi de lucru. Noi ne adresăm către acei tineri care vor cumpăra pentru prima oară o locuință și le-am dat posibilitatea de a compartimenta apartamentele cum își doresc. Trendul în piață, să zicem, este undeva la un 60, între 60 și 80 de metri, cam pe aici să caută apartamentele, și le oferim clienților această posibilitate de a-și compartimenta apartamentele cum doresc. Noi le dăm un acel perimetru de 60-70 de metri și împreună desenăm. Sau avem și posibilitatea, în momentul când suntem pe placă, e construită, cu materiale, cu cărămidă, cu becea, atunci compartimentăm. Mai faceți o debară, exact, exact. Un spațiu. Da, de... și în funcție de familia care o are, în funcție de câți copii, își face două dormitoare mai micuțe, living-ul mai mare, bucătăria open space, deci cum își dorește, așa facem. Trebuie să vă întrerup o secundă și să anunțăm telespectatorii că au un număr de telefon la care pot suna, fie pentru a intra în legătură cu invitații noștri, fie pentru a beneficia de o invitație de două persoane la Filarmonica Paul Constantinescu la concertul din 7 aprilie. Așa cum știți, sala de concerte a Filarmonicii este situată în strada Anton Pan numărul 5. Deci trebuie doar să sunați la noi în emisiune și primul telespectator care face lucrul acesta va beneficia de această invitație. Nu este obligatoriu să le puneți și o întrebare invitațiilor. Dacă doriți să faceți și lucrul acesta, cu atât mai bine. Așteptăm cu mare interes. Da. Haideți să revenim la imobiliare, pentru că până la Filarmonică trebuie să vedem unde locuiește fiecare. Corect. Și ce ați putea să ne spuneți? În momentul de față există un deficit de spații de locuit, există un excedent. Ne vom referi cu siguranță și la spațiile de birouri, pentru că la un moment dat capitala tindea, cel puțin zona aceasta de nord, în zona Pipera, Barbu Văcărescu, a devenit un pol al celor care lucrează în birou și multă lume spunea că sunt atât de multe birouri încât o să rămână neînchiriate și spațiile vor fi goale. Care este... Știu că în România există un deficit de 1 milion de locuințe. Un milion de locuințe? Un milion de locuințe este deficit. Dacă înmulțim cu minim două persoane, sau să zicem două persoane, mai punem și copii, deci pare destul de impresionantă această cifră și... Da, și să luăm în calcul și persoanele care sunt plecate în străinătate la muncă, care își vor investi banii în locuințe. Deci fiecare familie de români plecați afară, când a strâns primii bănuți, îi trimite acasă la rude să achiziționeze o locuință. Deci așa fac 90% din familiile plecate în exterior la muncă. Și cum vedeți foarte bine, piața se mișcă. Acest milion de locuri, pentru că spuneați că în Ploiești în ultimul timp nu s-a mai construit foarte mult. S-a construit undeva la ultimii 3 ani de zile, mai mult de 200 de locuințe nu s-au construit. Oare de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Și de teama investitorilor, că vor rămâne cu ele nevândute, și teama băncile care n-au fost foarte prietenoase până acum și acum au descoperit că trebuie să ajungă la clientul final și acolo este țelul lor. Dacă ne gândim ce înseamnă un depozit acum și 1% dobândă, da? Cred că peste câteva luni vom ajunge la dobândă negativă, ca în Elveție. Exact, asta am vrut să spun, că sunt deja state care au adoptat această dobândă negativă. Și atunci cea mai bună investiție este într-o locuință. Probabil că și acesta este un motor de creștere, aceste dobânzi negative. Oamenii scot banii din bănci și încep să investească, exact, să cumpere fie case, fie iar băncile, mașini, să se plimbe. Asta e sursa lor de existență, de a acredita populație și numai și firmele care vor să investească.
Deci 1 milion de locuri de spații de locuit, da, este o, da, cifră într-adevăr impresionantă. Referitor la piața birourilor, îmi cer scuze, lăsăm imediat, îi pasăm microfonul. Piața birourilor din Ploiești, majoritatea firmelor s-au axat către parcul industrial, parcurile industriale, care sunt binevenite la noi în județ. Și cele de stat și cele private. Și cele de stat și cele private, și acolo s-au canalizat. În zona de oraș foarte puține. Chiar nici nu sunt locuri de închiriat, dar nici nu s-au manifestat foarte multe firme de opțiunea aceasta. Deci mulți s-au externalizat către aceste parcuri industriale. Cum este situația în București, vis-a-vis de... Chiar m-am documentat zilele acestea. Ideea este în felul următor. Eu am o parte din ce am făcut eu pe partea de imobiliar, am lucrat și pe clădiri de birouri. Pot să spun așa, din ce am citit ultimele studii, arată că 2016 va fi anul clădirilor de birouri. Să vă spun și de ce, că atât în București cât și în țară sunt 350.000 de metri pătrați de spații de birouri neînchiriați, iar pe anul 2016, când vor fi finalizate clădirile, deja 35% se va... Deci asta înseamnă, ăștia 350.000 de metri pătrați de spații de birouri reprezintă 35%, da? din total. Bun, aceste spații de birouri sunt deja preînchiriate. În ideea în care vine o companie și când își mută sediu sau închiriază o clădire sau 2000-3000 de metri pătrați spațiu de birouri într-o clădire, ăsta este un proces care durează între 6 luni și 2 ani de zile, în funcție de relocare, pentru că ele trebuie să relocheze. Dintr-o țară vin, spre exemplu, la noi în capitală, dau exemplu. Și atunci ele fac aceste preînchirieri, le fac... Cam atât durează intervalul, între 6 luni și 2 ani de zile, adică ei își calculează peste 2 ani de zile vom fi în țara X și noi trebuie să avem acolo spațiu de birouri. Iar pe anul trecut, pe anul 2015, tot așa conform statisticilor, a fost piața logistică, mai ales pe București s-au închiriat foarte multe spații logistice pentru diferite depozite și tot așa numite companii care aveau nevoie de depozite și de foarte multă logistică. Care ar fi companiile care sunt cele mai interesate, să zicem, să investească în astfel de clădiri de birouri? Am văzut că IT-ul, spre exemplu, este una dintre piețele care s-a dezvoltat foarte mult și în București, în Iași, în Cluj, în Timișoara și așa mai departe, marile orașe ale țării. Păi în afară de companiile astea de IT, avem, spre exemplu, tot ce ține de partea de telecomunicații. Deci tot ce vedeți, telecomunicații și IT, ei sunt în clădiri de birouri, dar trebuie să ne orientăm acum, să ne gândim și la partea cu mașinile. Spre exemplu, sunt companii, sunt companii care normal trebuie să aibă spații de birouri. Pentru mărci, grupurile de mașini, ca să spun așa. Și plus de asta sunt fel și fel de firme în clădirile de birouri, adică sunt de la spații mici până la spații imense sau până la toată clădirea la o singură companie. Că sunt firme de contabilitate, firme de avocatură, cabinete notariale. De consultanță și așa mai departe. Pentru că tot vorbeam de zona aceea Pipera, Barbu Văcărescu și așa mai departe, unde s-au înălțat acele clădiri de sticlă foarte frumoase, mai ales noaptea. Da. Sunt într-adevăr o splendoare să mergi acolo și să le vezi. Da. Acum am înțeles că zona de sud a capitalei ar fi și ea într-o oarecare dezvoltare. Credeți că va ajunge vreodată să contrabalanceze ce se întâmplă acolo? Sau zona Pipera, Barbu Văcărescu se va dezvolta în continuare? Zona de nord, Pipera, Barbu Văcărescu, în continuare se va dezvolta, pentru că acolo deja au început și alte construcții pe lângă partea de ansamblu rezidențiale și clădiri de birouri. Acum se observă că predomină mai mult clădirile de birouri decât locuințele. Făcând o comparație cu partea de sud a capitalei, acolo se dezvoltă locuințele. Exact ce vă spuneam eu puțin mai devreme, sunt ansambluri rezidențiale formate din parter și 3-4 etaje. Marea majoritate a ansamblurilor așa sunt ele formate, P+3 și mansardă sau P+2 și mansardă. Și sunt mai multe ansambluri de acest tip. În schimb, în zona de nord a capitalei se dezvoltă, deci s-a și dezvoltat, dar se și dezvoltă în continuare piața de birouri, pentru că există cerere foarte mare pe spații de birouri, mai ales pe zona de nord.
zona centrală și zona de nord sunt cele mai căutate pe spații de birouri. Este foarte bine că vor veni către zona de nord și poate vin către Ploiești, e mai nord. Și am observat în ultimul timp o mișcare, o mică relocare. Firmele care erau de mulți ani în București au început să migreze către Ploiești, către Prahova mai bine zis, din cauza prețurilor. Dacă în București se închiriau 15-17 euro metru de birou, la noi este un 6-7 euro maxim. Și atunci se merită să investești în benzina exact. Dus-întors, da, zi de zi, se merită, plus că forța de muncă este mai ieftină la noi decât în zona Bucureștiului. La fel și în hale industriale, noi avem un segment și de hale industriale, în București se ajunsese la 5-6 euro metru, pe când la Ploiești a ajuns la 2 euro, 2,5 euro metru. V-aș propune să discutăm, pentru că ați deschis subiectul și vreau să vorbim și despre halele industriale, nu numai despre spațiile de locuit, pentru că și ele reprezintă o piață imobiliară, așa cum spunea domnul Cristian. Sunt firme foarte multe de logistică, care au depozite și așa mai departe. Da. Deocamdată vreau să vedem împreună știrile săptămânii și ne întoarcem pentru emisiune în continuare. Am revenit în studio, am văzut cifra săptămânii, bugetul, iată, este secătuit de TVA. La locuințe TVA-ul este de 5%, nu? Da, la locuințele până în 450.000 de euro. De Deci există niște restricții. Am pus această întrebare ca să înțeleagă și telespectatorii. Deci, în primul rând, este suma și în al doilea rând este cea de cu metri pătrați. Deci să nu depășească 120 de metri pătrați utili. 120 de metri pătrați utili. Da. Și, deci în aceste cifre și metraj se încadrează cu TVA de 5%. Persoanele care doresc să achiziționeze un imobil prin programul Prima Casă și nu numai. La dumneavoastră, spre exemplu, pentru că ați finalizat deja primul... Da, primul imobil de 52 de locuințe este finalizat. Câte veți face acolo? 360 de locuințe. În 360. Zona de vest, rezidențial 9 mai. Zona de vest, undeva... O zonă care, din câte am observat, Gara de Vest... Niște magazine, este supermarketuri acolo, bună, dacă la prima piață, vedere, probabil zicem, școală, grădiniță, sunt toate sigur. În zonă, ca să spunem. Deci, ați putea să ne spuneți și dacă, nu știu, le oferiți ceva celor care vin acolo, în afară de cheile cu breloc de la locuință. Dânsul spunea că în capitală și poate chiar ar fi interesant să ne mai spună dacă sunt astfel de... de oferte, în afară de acel cireș care se dă fiecărui locatar. Aveți ceva surprize pregătite pentru cei care vor veni acolo? Toată lumea, când la primul semnal, când zici zona de vest, te gândești că e ceva mai departe de centru. Dar dacă ne gândim că în apropierea acestui ansamblu sunt școli, sunt grădinițe, este Gara de Vest. Foarte majoritatea care au cumpărat sunt IT-și care lucrează în București. Până în Gara de Vest fac 5 minute pe jos. Se va termina poate și acel pasaj de la Gara de Vest și atunci... să termine și acel pasaj și dacă facem stânga ajungem la București în 40 de minute, dacă facem dreapta în 40 de minute pe Valea Prahovei. Deci este o zonă foarte, foarte accesibilă, foarte bine de ușor de ajuns pe variantele municipiului. Sunt acele supermarketuri, mini-marketuri. Zona este foarte accesibilă pentru copii, cu grădinițe. S-a deschis acum o grădiniță foarte mare, particulară. Deci sunt oportunități bune în această zona de vest. În afară de acestea, voi construi în interiorul ansamblului piscină, sală de fitness, mini-market. Deci odată intrați proprietari acolo, să aibă tot confortul exact ca în marile ansamblele rezidențiale din București. Asta ne dorim.
vi se pare acest proiect pentru Ploiești? Sunteți oarecum surprins de ce auziți? Nu, mi se pare ceva normal. Adică, din punctul meu de vedere, orice dezvoltator trebuie să asigure locatarilor, că sunt proprietari sau că sunt chiriași la dumneavoastră în ansamblu, trebuie să le asigurați anumite facilități. Astea nu mă surprind, pentru că e normal să aibă un magazin alimentar, o farmacie, să aibă o piscină, să aibă un spațiu din acesta de recreere. Să știți că în ultimul timp au devenit, să spun așa, la modă și spațiile acestea de recreere. Chiar dacă ansamblul este format doar din 3 sau 5 blocuri, au locatare și spații de recreere. Au un părculeț, au o școală în apropiere, au diferite facilități, ca să spun așa. Adică nu poți să te duci undeva să stai și să nu ai nimic. Nu ai în dreapta un magazin, nu ai în stânga și... Pur și simplu să te urci în mașină să te duci fie la mall, fie cine știe unde, pentru că a devenit o modă și aceasta... Nu neapărat mall, dar să ai acolo un parc, o grădiniță, minim să ai necesar, anumite facilități. Da. Minimul necesar, da. Reamintim telespectatorilor noștri, nu aveți de făcut decât să sunați la numărul afișat pe ecran. Aici vă așteaptă o invitație pentru două persoane la concertul de pe data de 7 aprilie de la Filarmonica Paul Constantinescu. Noi vom lua acum o scurtă pauză pentru publicitate și vom discuta în următoarele câteva zeci de minute despre alte subiecte legate de piața imobiliară. Deocamdată publicitate.